7 minute în familie. O abordare onestă a celor mai frecvente probleme cu care se confruntă familia mileniului 3. 7 minute în familie. Împreună cu Ileana Radu, medic de familie și psihoterapeut familial. Bine v-am regăsit! Astăzi m-am gândit să vorbesc despre ceva ce poate nici n-ar fi cazul, că nu este cazul ca noi să avem grijă de păstori, nu? Păstorii trebuie să aibă grijă de noi și păstorii trebuie să îngrijească de oi. Și cum intrăm în atmosfera sărbătorilor, foarte adesea, pentru păstori este o perioadă extrem de angajantă și de grea, pentru că trebuie să dea hrană miezoasă, sunt foarte multe servicii la biserică, tot ce ține de administrarea carității, Crăciunul orfanilor, pachetele pentru copii, colindatul, concertele. Pentru păstori, luna decembrie și sărbătorile în general sunt o perioadă cât se poate de grea, așa cred eu. Și de asta m-am gândit, oare cum ar fi să ne punem o întrebare ca și aceasta, foarte neobișnuită și foarte neortodoxă, cine grijește de păstori? Sau ar trebui cineva să grijească de ei? Am înțeles că există unele comunități evanghelice, să-mi fie cu iertare, în care se practică acest tip de abordare. Păstorul nu are nevoie de prieteni, nici nu trebuie să aibă prieteni, pentru că politica bisericii este mai dură decât politica seculară. Un anume fel de autonomie, suficiență, diplomație trebuie pusă în peisaj ca să reziști. Dar eu mă întreb cu încăpățânare, cine grijește de păstorii noștri? Cine se gândește că, de fapt, păstorul, la rândul lui, are nevoie nu numai de rugăciunile mai mult sau mai puțin formale, ci are nevoie de dragostea noastră, de asistența noastră, de o întrebare la care să se răspundă cu autenticitate, nu cu limba sionului. Și spun toate lucrurile astea pentru că prin meseria mea întâlnesc foarte multă vulnerabilitate. Prin meseria mea întâlnesc suferința, nefericirea, dificultatea și nu odată am întâlnit păstori sau diaconi sau prezbiteri sau preoți care sunt în poziția în care ei trebuie să aibă grijă de turmă, în poziția în care trebuie să hrănească, să ducă în spate sau pe umăr, să caute pășun vers și ape de odihnă, dar la rândul lor ei sunt în perioade în care se întâlnesc cu răstriștea, se întâlnesc cu necazul, se întâlnesc cu boala și atunci cine este alături de cei tari? Aș spune chiar că merită să ne gândim că atunci când credem că lângă noi este cineva tare, mare și puternic și acea persoană poate să intre într-un con de umbră, într-o zonă de vulnerabilitate, într-o zonă în care să se simtă extrem de fragil. Și nu de puține ori să vezi pe cineva care este tare, mare, puternic, echipat, își arată fragilitatea lui. Tocmai asta să fie un mesaj care vorbește despre putere sau vorbește despre puterea care se arată în slăbiciuni. Când veți merge de sărbători la biserică, când veți primi pachetele, când veți asculta colinzile, când veți fi hrăniți de o predică foarte miezoasă, cum ar fi să vă gândiți și să ne gândim că ar trebui să grijim bine păstorii noștri, să grijim bine de cei care ne grijesc sufletele și care, înaintea lui Dumnezeu, au o responsabilitate și o povară pentru sufletele noastre. Șapte minute în familie. O abordare onestă a celor mai frecvente probleme cu care se confruntă familia mileniului 3. Șapte minute în familie.
împreună cu Ileana Radu, medic de familie și psihoterapeut familial.